Domnule comandant, domnule general, ne-am propus să discutăm câteva lucruri despre ce înseamnă intelligence în perspectiva asta globală, războaie, conflicte. Am văzut și a doua încercare de asasinare a președintelui Trump. Citeam săptămâna, la săptămâna trecută o știre conform cărea directorul CIA, am citit-o chiar aici în emisiune, și MI6, Serviciul de informații externe al Marii Britanii au participat împreună la un eveniment public la Londra. Nu am auzit, sincer, până acum să fie, au făcut și declarații în legătură cu războiul și nu numai. Este o chestie obișnuită? E obișnuit ceea ce s-a întâmplat? Inclusiv declarațiile celor doi? Cred că e important de la început să remarcăm că Ambii directori sunt foști diplomați, sunt obișnuiți cu expunerea mediatică. Uh, William Burns a fost uh, toată cariera lui uh, diplomat până în 2014, când uh, cu mari dificultăți a reușit să se pensioneze din Departamentul de Stat. Uh, iar uh, Richard Moore, care e actualul director al uh, MI6, MI6 uh, a avut mai multe funcții uh, în uh, Ministerul de Externe Britanic, Foreign and Commonwealth Office, cum se numea el la un moment dat, uh, inclusiv cea de ambasador al Marii Britaniei în Turcia, în 2014-2017. El a fost. Uh, deci, un ofițer, diplomat. el a fost ofițer uh, de informații, dar uh, se pare că din 2008 sau 2012. S-ar fi retras din serviciu pentru a lucra full-time în, în Ministerul de Externe. Deci, amândoi sunt uh, oameni cu expunere diplomatică, mediatică. Mm. Uh, de fapt, uh, directorul MI6 este și primul director care, în momentul în care a preluat funcția în 2020, uh, a apărut pe Twitter. Explicația lui, când a fost întrebat despre chestiunea asta, a fost că el făcea lucrul ăsta și înainte în calitatea lui de diplomat. Deci sunt oameni care au această experiență. Au fost, de fapt, directorul MI6 a fost și primul director activ care a avut o prezentare la Institutul din Londra, WIWS International Institute for Strategic Studies, acum 2 ani. Anul trecut a fost la Praga, tot așa pentru a ține o prelegere acolo. Deci sunt oameni expuși. Din punctul meu de vedere, principalul motiv al acestui eveniment care se întâmplă pentru prima dată în ultimii 7-7 de ani, ca directorul CIA și cel al MI6 să apară împreună la un eveniment public, este legat mai ales de poziționările și preocupările foarte intense în ambele țări și în Occident în general, privind amenințările și provocările din partea Chinei. Este, de fapt, și cel mai important punct pe care ei l-au prins, pentru că înainte de acest, această apariție publică pe 7 septembrie la Festivalul Financial Times, Exact o zi înainte, în aceeași publicație, a apărut un articol semnat de cei doi Iarăși o, uh -huh. o chestie de noutate Face parte din da? uh, comunicarea strategică a celor două țări, a celor două servicii Care vor să arate deschidere, să arate că sunt uh, responsabile în fața uh, noilor provocări, concetățenilor nu? Și că în același timp vor să ridice nivelul de atenție. Care este, de fapt, această, această preocupare, care nu e numai o simplă chestiune de intelligence, de a culege informații despre o, o țintă precum China sau Rusia sau Iran sau Corea de Nord, ci și de a încerca să oprească acțiunile acestor state împotriva intereselor naționale ale țărilor respective. Uh, ambele servicii și țări recunosc faptul că asistăm la o creștere enormă a Chinei. Uh, unele uh, uh, date arătau că, de pildă, între 1990 și 2015 uh, GDP-ul Chinei a crescut de 30 de ori. În timp ce GDP-ul Statelor Unite a crescut numai de 3 ori. Evident diferența în valoare absolută este încă mare, dar uh, lucrurile pe care China le realizează în plan tehnologic mai ales. Aici este o mare preocupare uh, din partea statelor occidentale, SUA în primul rând, dar și Marea Britanie și a serviciilor de informații și din acest punct de vedere Cred că este interesant de, de văzut că și celelalte servicii din țările occidentale, din țările occidentale și mai ales din Statele Unite și din Marea Britanie încearcă să-și coordoneze acțiunile. Cu doi ani în urmă, s-au întâlnit directorul FBI și directorul MI5, care este echivalentul fbi ului în Marea Britanie. Deci, servicii de securitate, care, în primul rând, au responsabilități părinte de contrainformații, părinte de contraintelligence, de contraspionaj. Și la momentul respectiv au tras un semnal de alarmă puternic. În primul rând, în mediul de afaceri și în firmele, companiile occidentale implicate în tehnologie înaltă așa numitele Emerging and Disruptive Technology, în ceea ce înseamnă inteligența artificială, nanotehnologie și așa mai departe. Și avertizarea lor în ce constă? Avertizarea lor, în primul rând, viza faptul că serviciile de informații din China, mă refer aici la ceea ce ei numesc Ministry of State Security, Ministerul pentru Securitate de Stat, dar și Serviciul Militar de Informații uh, Chinez sunt uh, foarte active, uh, inclusiv în mediile de afaceri, oriunde apar tehnologii noi, în mediul academic, în institutele de cercetări uh, și foarte mult timp, trebuie să recunoaștem uh, până acum, deci în ultimii 20 de ani, aceste institute de cercetări mediu-academic din țările occidentale chiar încurajau foarte mulți studenți și cercetători chinezi să vină, să, să participe la programele respective. Încurajau firmele din China să se investească, însă ulterior, cam din ultimii 5-6 ani, au început să devină foarte îngrijorați de furtul de tehnologie, uh -huh. de uh, ceea ce numesc ei uh, drepturi de autor uh, și așa mai departe, pe, pe fel de fel de studii, de noi tehnologii, de noi uh, metode. La fel, uh, au tras un semnal foarte puternic de alarmă împotriva... Uh, a ceea ce se întâmplă în China, pentru că uh, foarte multe firme occidentale au uh, investit enorm în China. Unii au evaluat uh, undeva la 400 de miliarde de dolari investiții occidentale în, da. în China.